S-a mai vorbit despre semnale pe tehnocultură și despre traductoare într-un episod trecut. Astăzi am să vorbesc despre prelucrarea de semnale, în special despre prelucrarea digitală a semnalelor. Înainte aș dori să redefinesc ce înseamnă un semnal, deși a fost definit în episodul trecut. Un semnal este în general o funcție matematică care variază în timp sau în raport cu alt parametru, de exemplu spațiu. Un semnal care variază în timp este, de exemplu, temperatura de afară. Cum temperatura variază în timp? Un semnal care variază în spațiu este o imagine care este bidimensională, deci are două dimensiuni spațiale. Sau poate să varieze atât în spațiu cât și în timp. De exemplu, un semnal video care are două dimensiuni spațiale și una temporală. Semnale care variază atât în timp și în spațiu sunt semnale de comunicații care sunt înregistrate de la mai multe antene. Am terminat doctoratul în procesarea digitală a semnalelor pentru comunicații radio. Așadar, astăzi o să povestesc de semnale care sunt în natura lor continue, atât în domeniul timp, spațiu, cât și în domeniul amplitudine. Am să vorbesc cum se convertesc în semnale digitale. Semnale digitale se mai numesc de asemenea semnale numerice, care sunt semnale discrete atât în timp, spațiu, cât și în amplitudine. Discret înseamnă că semnalul poate să ia anumite valori predefinite. Exemplul de semnal analogic este temperatura de afară, care poate lua valori continue în domeniul temperatură, atât în domeniul temperatură, cât și în domeniul timp. Depinde de cum o înregistrăm. Semnale digitale sau numerice ar fi, de exemplu, o mulțime minus 1 și 1, care sunt semnalele binare de comunicații. Am să descriu cum se face conversia semnalelor din domeniul analogic în domeniul digital. Se mai numește conversia analog-digitală. Aceasta este necesară în majoritatea dispozitivelor electronice pe care le avem astăzi la îndemână. De exemplu, în acest telefon mobil, unul foarte vechi, se găsesc o mulțime de senzori. Senzorul acustic, care înregistrează vocea, senzor de mișcare se găsesc, giroscop, care înregistrează viteza unghiulară a telefonului, accelerometru, care înregistrează accelerația liniară a telefonului, și magnetometru, care este, de fapt, o busolă electronică, putem spune, care detectează direcția vectorului geomagnetic, deci câmpul magnetic al Pământului. De ce am avea nevoie de această conversie din domeniul analog în domeniul digital? Ei, pentru că majoritatea dispozitivelor electronice pe care le folosim astăzi conțin o multitudine de senzori. Voi explica acum cum se face conversia unui semnal din domeniul analogic, care înseamnă că semnalul este continuu atât în domeniul valorilor instantanee, cât și în domeniul timp sau în domeniul spațiu. Depinde de semnal, dacă depinde de spațiu sau de timp. Să presupunem că avem un semnal sinusoidal. Acesta este un semnal analogic, deoarece este continuu atât în domeniul timp, axa orizontală este domeniul timp, cât și în domeniul valorilor instantanee, care sunt măsurate pe axa verticală. Semnal care depinde de timp. Conversia semnalului analogic într-unul digital presupune, în prima etapă, discretizarea semnalului în domeniul timp. Acest proces se numește eșantionare. Așadar, semnalul este observat doar la intervale de timp predefinite. În general, aceste intervale sunt intervale de timp regulate. Iar acest proces se numește eșantionare. Semnalul devine unul discret în domeniul timp. T este perioada de eșantionare. Prin observarea semnalului doar la anumite momente regulate de timp,
Obținem un semnal discret în domeniul timp. A doua etapă constă în discretizarea valorilor instantanee ale semnalului. Aceasta se face prin predefinirea unor nivele de ale valorilor instantanee pe care semnalul poate să le ia la un moment dat. Acest proces se numește cuantizare. Cuantizare înseamnă că semnalul este reprezentat prin anumite cuante de amplitudine. Semnalul poate să ia în domeniul amplitudinilor doar valori discrete pe care noi le definim în prealabil. Așadar, primul eșantion al semnalului va fi 0. Al doilea eșantion a semnalului va fi cuantizat cu valoarea cea mai apropiată. Așadar, va arăta astfel. Pentru al treilea eșantion, cea mai apropiată valoare de amplitudine este aceasta. Așadar, va fi cuantizat cu valoarea respectivă. Pentru al patrulea eșantion, valoarea cea mai apropiată ar fi aceasta. Așadar, semnalul devine unul discret atât în domeniul amplitudinilor, cât și în domeniul timp. Acesta este un semnal digital. Acestor niveluri noi le asociem numere. De exemplu, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minus 1, minus 2, minus 3 și așa mai departe. Așadar, semnalul original din domeniul timp este convertit într-o secvență de numere. Pentru primul eșantion transmitem numărul 0. Pentru al doilea eșantion transmitem numărul 4. Pentru al treilea eșantion transmitem numărul 7. Pentru al patrulea transmitem numărul 8. 8, 7 și așa mai departe. Așadar, semnalul urmează prin a fi reprezentat de o secvență de numere. De aceea, semnalul digital se numește și semnal numeric. În realitate, aceste numere sunt reprezentate la rândul lor prin biți, care sunt cuante de informație elementare, care au valorile 0 sau 1. De exemplu, 0 poate fi reprezentat folosind 3 biți ca 000. 4 poate fi reprezentat ca 100. 7 poate fi reprezentat ca 111 și așa mai departe. Semnalul rezultat va fi un cod binar. Acesta este un semnal binar. Semnalele binare sunt importante deoarece procesoarele care lucrează cu semnale înțeleg foarte bine codul binar. Ele lucrează cu codul binar. Și pot face operații matematice cu aceste semnale pentru a extrage informații din aceste semnale. Depinde în ce fel de informații suntem interesați. De exemplu, putem să extragem perioada semnalului, putem să extragem spectrul de frecvență folosind transformata Fourier. S-a vorbit despre transformata Fourier într-unul din episoadele trecute. Semnalul nostru este unul discret de această dată, așadar transformata Fourier va fi de asemenea una discretă. Se numește transformată Fourier discretă. Așadar, această conversie a semnalului analogic într-unul digital este fundamentală. De exemplu, vocea pe care microfonul telefonului mobil o înregistrează este digitizată și mai departe este procesată folosind algoritmi matematici. Este comprimată, este criptată pentru securitate și este transmisă pe canalul de comunicații. Așadar, vă sfătuiesc să învățați matematică. Ea este fundamentală în procesarea de semnale. Dacă doriți să urmați o carieră în domeniul electronicii sau al comunicațiilor, matematica este fundamentală.